Un cadou deosebit au primit picii din raionul Șoldănești. De Ziua Internațională a Protecției Copilului a fost oficiată trecerea secției pediatrie a spitalului într-un local nou. Aceasta a fost posibilă în urma realizării proiectului investițional în valoare de peste 3 milioane lei. Ani la rând, secțiile Spitalului Raional Șoldănești erau amplasate în mai multe clădiri. În majoritatea cazurilor, capacitatea imobililor nu era utilizată în totalitate după destinație. Potrivit administrației spitalului, reparația capitală a blocului curativ a permis concentrarea aici a tuturor subdiviziunilor instituției, dar și îmbunătățirea condițiilor atât pentru pacienți cât și pentru angajați. Ultimii 2 ani, contribuția Consiliul Raional a fost de 600.000 din 3 milioane, proiectul care a fost finanțat în întregime de Compania de Asigurări Medicale Medicină. Acest proiect a fost la cererea noastră, deoarece am hotărât să facem niște reduceri de cheltuieli, concentrând Spitalul Raional în 2 clădiri. Restul le vom utiliza în alte direcții, azilul de bătrâni și alte servicii raionale unde vor fi amplasate. Nu m-am simțit chiar ca acasă, dar condițiile sunt bune. Meci se comportă bine, nu strigă, nu sunt agresivi. Acolo a fost mai bine, dar aici încă e mai bine. La ceremonie a fost menționat că în cel mai apropiat timp, în cadrul realizării altor proiecte, va fi procurat utilaj medical performant. Spitalul va beneficia și de susținere într-o eficientizare cheltuielilor la producerea și utilizarea energiei termice. Cum a înaintat un proiect pe eficiență energetică de 5 milioane de lei, unde iarăși contribuția Consiliului Raional va fi de 1 milion de lei, el a trecut în etapa a doua și sperăm că l-am câștigat și vom reutiliza, repara, din punct de vedere eficiență energetică, Spitalul Raional în întregime. Cu prilejul transferării secției pediatrie în noul local, a fost oficiat un serviciu divin cu sfințirea încăpirii. Se vine pentru azi și se sfințește spitalul și se prinde stropirea acestea ape sfințite. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Oaspeții veniți la eveniment au adus daruri, inclusiv un computer și un televizor.